Salutare, prieteni, sunt AG Football și bine v-am găsit la un nou episod din calea noastră cu Real de Madrid, fraților. Și da, am să fac un anunț de asemenea. Dacă nu ați văzut sau încă nu am făcut acel video informativ în care vreau să vă spun acest lucru, live-urile vor începe de pe 19 iunie. Pe 19 iunie voi putea să fac din nou live-uri și vom face aproape zilnic live-ul, ceea ce va fi foarte, foarte interesant, pentru că mulți dintre voi m-ați întrebat în comentarii: bă, frate, când mai faci live-uri, de ce nu faci live-uri? Și răspunsul la întrebare este acesta: pentru că în săptămâna de dinainte, adică cred că în această săptămână o să vedeți voi acest video, dar în săptămâna de dinainte de 19 iunie, adică ultima săptămână de școală, gen 19 iunie fiind prima săptămână de școală, în această săptămână sunt plecat la munte. Deci voi când veți acest video, probabil că eu sunt la munte și de aceea nu pot... cum îi zice, nu pot să fac live, evident, dar după aia vom începe, vom face live-uri și cu PES și cu FIFA, cu tot ce trebuie și cu carele noastre și cu carele care vă plac vouă. Sper că o victorie cu Betis să ne mențină la acest interval. Avem o echipă bună, o echipă care cu siguranță poate bate Betis, jucăm și acasă, deci avem toate motivele să le dăm scor mare celor de la Betis. Începem cu golul lui James, golul lui Mane, 5-1 până la final. Festival de goluri cu Betis Sevilla. O victorie fără drept de apel. Pentru că cei mi-au zis că vreau să-mi joc meciurile. O partidă riscantă asta, pentru că jucăm cu un fundaș central mai slab, însă totuși de acut deschide scorul în fața celor de la Girona. Chiar dacă jucăm în deplasare, iată Atletico, trebuie să vedea în dreapta, jos, e Chine cu Levante, este 1-1 acolo, după ce Levante deschis scorul cu ochii egalat, Ramalho ia un galben pentru cei de la Girona, 2-0 Dahoud, 3-0 în final, Dahoud semnează dubla. Să vină primul meci de Champions League cu Porto, avem după 4 etape maximum de puncte și suntem practic calificați mai departe. De fapt, calificați suntem siguri, dar astăzi un egal ne asigură și, și primul loc în grupă, deși am bătut pe Gladbach de 2 ori, ceea ce înseamnă că ar trebui să fiind primii măcar la meciul directe. Totuși Porto o echipă bună, o echipă portugheză, o echipă care nu se lasă ușor bătută. Am văzut și în tur acest lucru, jucăm noi mov, joacă în albastru și începe meciul de pe Stadiul do Dragão. Stadiul do Dragão, o ploaie torențială, însă 70.000 de fani se pare că umplu arena din Porto. Începe meciul, hai băieții, o nouă victorie dorim astăzi. O nouă victorie, să ne pregătim în acest episod pentru episodul viitor când vom juca cu Barcelona. Vreau 3 puncte cu Porto, am avut o grupă foarte ușoară de Champions League, nicio mare echipă implicată, așa că e până la urmă logic parcursul nostru. Dani Carvajal încearcă un șut și s-a accidentat Casemiro. Veste foarte proastă, dragi prieteni, Casemiro se accidentează încă din minutul 10. Sper să nu se accidenteze mult, ia să vedem reluarea. Nu ne este arătat exact zona la care s-a accentat, totuși Casemiro este în locul său, intră pași aici. Pasă în spate, frumoasă, Porto atacă și o primă ocazie și pentru Porto, chiar sud-coreanul Sun, care în partida atunci a scris un gol frumos pe Bernabeu. Șut de la distanță peste poarta lui Navas, ocazie bună pentru portughezii de la Porto. Opa, greșim, Sun atacă, Sun șutează, însă Navas mai scoate odată. Era să ne luăm un gol de cascadorii râsului aici. Însă Navas respinge, am început foarte prost acest meci, foarte, foarte prost. Ei ne atacă clar în aceste momente, atât pe Bruno Martin Cindy. Iheanacho, pas la James, îi putem surprinde pe contraatac pe adversarii noștri, pasă pentru galezul Bale, nu are o viteză foarte mult, totuși se descurcă bine Gareth Bale, 1-0 Real Madrid, Gareth Bale, ce fază frumoasă lucrează echipa noastră, campioana contraatacurilor Real Madrid, lovește din nou de această dată galezul Bale, jucătorul cu numărul 11, reușește să facă o fază individuală și o finalizare la colțul lung fără speranțe pentru goalkeeperul lui FC Porto, iată pe Bale, și frumos trece de India, avansează frumos, intră în careu și un șut fără speranțe n-avea. Ce să mai facă portarul lui Porto, al doilea gol stagional pentru Gareth Bale. Aaa, nu e bună. Oh, da,
Iată, foarte bine recuperăm. Iată pe Neymar. Neymar, o viteză foarte bună. Ar trebui să treacă de Pereira și reușește să treacă de Pereira. Neymar Junior. Neymar Junior, Berbaspin. Neymar Junior. Neymar Junior. Neymar Junior. Puțin de tot. Puțin de tot ratează. Putea fi un gol asemănător cu cel al lui Gareth Bale. Cercăm pasta pentru Bale. O reușim. Galezul Bale ratează. Mamă, frate, ce ratare, frate, nu cred. Am vrut să o dau tare la colțul scurt, știi? Uitați, exact acolo am vrut să o dau, unde s-a dus mingea. S-a șutat puțin prea tare. Respinge, nu reușim. Danilo Pereira. Ne atacă Porto. Ne atacă Porto. Șutul lui Pereira și scoate Navas. Aoleu, Corona pasă pentru Manega. Ne pot ataca, ne pot tăca și de la Porto are la această fază. Manega pasă în centru și e gol Porto. E gol FC Porto, sud-coreanul Sun scrie în minutul 86 și e incredibil, suntem egalați. Suc și un jun, minut 87, punctează și ne poate anula, fraților, seria invincibilă în Champions League. Navas. Navas, o, greșim și era să ne luăm bătaie. Era să ne luăm bătaie la faza asta. O partidă pe care am avut-o în mână, o partidă în care puteam să scoatem clar victoria. Însă nu știu ce s-a întâmplat, sincer, și se pare că nu vom scoate nimic. Iată pe Marțial acum. O ultimă fază oare Anthony Martial. Trece bine Martial. Dahoud, Dahoud la Bale. Gareth Bale în plas laterală, iluzie optică. Se termină meciul 1-1 Porto împotriva noastră. Nu sunt mulțumit de acest rezultat, sincer, să sunt. Gladbach face și egal cu Feyenoord. Oficial suntem calificați mai departe. Însă un egal cu Porto nu era exact ceea ce îmi doream. După 4 victorii consecutive, fraților, ne facem. Eu zic, bă, știți ceva? Cred că voi merge direct la meciul cu Barcelona, pentru că vreau să joc și pe acest. Băi, prieteni, am simulat cam toate meciurile până la meciul cu FC Barcelona și vă voi arăta rezultatele. 2-0 cu Espanyol, 4-1 cu Feyenoord în Champions League, 2-0 cu Bilbao în campionat, 2-0 cu, din nou cu cei de la Espanyol în cupă și 3-0 cu Zaragoza. Așa că am ajuns la meciul cu cei de la Barcelona. De asemenea, avem doi accentați, din păcate, Mane și cu Christensen s-au accidat pentru câte 2 luni fiecare. Așa că vor fi indisponibil. Meciul cu Barcelona îl voi trata cu cea mai bună echipă posibilă. Cei mai buni jucători, cei mai în formă vor juca în acest meci. Așa că haideți să punem. Și-a revenit în accentare și Casemiro, ceea ce este foarte, foarte bine. De asemenea, cred că îl voi juca pe Dahoud totuși cu Barcelona, pentru că vreau să-l conving să rămână. Iar aici va rămâne Kovacic. Și cam asta se anunță echipa noastră pentru meciul cu cei de la Barcelona. El Clasico, frate, în acest episod. Clasamentul din La Liga, suntem totuși la 12 puncte de Barça. Așa că campionatul, în cazul în care astăzi catalanii nu înving, eu zic că este deja jucat. Să vedem ce echipă mare și Barcelona, să vedem ce mai pot face Messi și compania. Cam asta ar fi echipa. Vreau să mai umblu puțin la banca de rezerve, pentru că am văzut că în ultima vreme nu prea mi-am făcut-o cu simțul răspunderii și asta ne-a cam costat. Cam așa arată și banca de rezerve. Începe, dragi prieteni. Barcelona, Real Madrid, El Clasico. Barcelona, Real Madrid, ce derby, El Clasico. Un nou episod pe Camp Nou din acest senzațional derby. Ambele echipe știm cei mai buni fotbaliști. Să înceapă nebunia. Neymar împotriva fostei sale echipe. Vedem pe Messi, iată și pe William Carvalho, Sergi Roberto. Neymar. Avansează Neymar Junior. Iată pasa la James. James la Iheanacho. Iheanacho! 1-0 pe Camp Nou din minutul 9. Atacantul nigerian punctează, șut cu sânge rece al lui Kelechi Iheanacho din faza făcută de fostul star al Realului Neymar. Îi pasează lui James Rodriguez, acesta din prima pentru Kelechi Iheanacho, care deși este stângaci trimite necruzător și cu piciorul drept. Și Real Madrid deschide scorul, 6 goluri la Liga pentru Kelechi Iheanacho. Cea că trecerea Dahoud, Dahoud șutează, scoate Ter Stegen. Nu vreau să mai scăpăm victoria din mână cum am făcut-o cu Porto, vreau să o batem pe Barça. Și pentru voi, frate, vreau să o bat, pentru că știu că sunt fan de Real Madrid care urmăresc cu interes acest meci și vreau să-i bat pe Catalan fără discuții. Pan cu Alcacer.
pasă la Ihea Nacho. Ihea Nacho ratează. Da, Messi a ieșit, este înlocuit atât de Isco, fostul nostru jucător. James Rodriguez, ce greșeală în defensiva Barcelonei! Și James face 2 la 0. Băi, frate, deci o defensivă praf a lui FC Barcelona. Cum să faci o asemenea greșeală? Priviți atent aici. Preia un Titi și practic îi pune balonul pe piciorul James, care face 2 la 0. Samuel Umtiti greșește incredibil și îngroapă practic echipa. Barcelona este condusă cu 2 la 0 și pe lângă asta nu-l mai are nici pe Messi în teren, așa că șansele la victorie te tind către 0 deja. Gareth Bale. Pasă pentru James. James e blocat de Ter Stegen. Gautier. Gautier, păcat că e fundaș, păcat că e fundaș. Hamă, și Anașu. Frumoasă pasă la Bale. Gareth Bale. Frumos, frumos, excelent, excelent. Lucrăm acest contraatac. Și Marcos Asensio face 3 la 0 pentru Real Madrid. Iată pasă frumoasă. Dahoud frumos pentru Asensio. Asensio, 1 la 1 cu Ter Stegen. Pune latul și fanii Barcelonei nici nu se mai aud, mă. Oricum faci o final de meci și batem de resuna pe cap pe cei de la Barcelona. 3 la 0 în El Clasico. Bă, să vă spun sincer, un meci foarte ușor. Chiar vă spun sincer, a fost un meci foarte ușor. Chiar n-a trebuit să mă chinui deloc. I-am bătut foarte ușor pe cei de la Barcelona. Încă 3 puncte care ne duc la 15 în fața locului 2, mă. 15 puncte în fața locului 2 și e cam clar. Hai să ne mai întâlnim jucători aici. Mbappé va face 82 mai mult ca sigur la acest antrenament și cam atât deocamdată. Totuși e bine pentru Mbappé că crește statusurile. Da. Ba nu, nu face 82, deși crește toate statusurile lui Mbappé, tot nu face 82. Da, se vede că totuși e striker și asta înseamnă că nu prea l-a ajutat aceste statusuri de dribbling și stamina, dar eu le fac pentru că am nevoie de ele, aceste statusuri. Mă rog, asta ia să vedem puțin ce fel de potențial are Mbappé. Pentru că asta poate determina mult în exciting prospect, dar oricum o să crească omul. Foarte mult, foarte mult, fraților. Băi, veți, episodul ăsta se oprește aici. Data viitoare va fi pe perioada de transfer, însă totuși cred că data viitoare va fi pe un live stream. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați să dați un like și să distribuiți acest video pe Facebook dacă v-a plăcut. Eu am fost Egi Football. Dacă sunteți noi, nu uitați să vă abonați. Ne vedem data viitoare. Până atunci, toate cele bune. La revedere!